Fostul capitan al oțelului Sergiu Costin a primit joi diploma de excelență a municipiului Galați. Acest premiu este o recunoaștere pentru cei peste 8 ani de activitate sportivă neîntreruptă la Galați și pentru contribuția importantă pe care și-au adus-o la performanțele de excepție obținute de echipă în această perioadă, performanțe care au culminat cu câștigarea primului titlu de campion a României și participarea în Liga Campionilor. Sergiu Costin a declarat că au fost ani frumoși la oțelul și sigur va reveni în orașul unde și-a petrecut 8 ani din cariera sportivă. De Galați sunt legat oricum, așa că voi reveni pe la Galați, asta e clar. Pentru că am de făcut niște lucruri să sărbătoresc titlul. Vreau să mai mulțumesc în încheiere, nu știu dacă mai e ceva de spus, dar chiar vreau să mulțumesc tuturor. Foste conduceri, chiar și actuale conduceri lui Vili, lui Narcis, antrenorul cu care am lucrat, pentru că mă simt datoric, normal, am făcut ceva împreună și o să-mi amintesc cu drag. În momentele urâte o să încerc să le uit, o să povestesc doar cu prietenii ca să mai avem ce povesti, dar lucrurile frumoase rămân și asta e cel mai important. Mă simt un om bogat pentru că am făcut ceva în viața asta. Pe plan sportiv, poate ca fotbalist, nu știu dacă mai pot să mai ridic să fac ceva asemănător. Cred că a fost vârful în cărere mele, cu care am să mă întâlnesc toată viața. Urmează alte planuri, pe plan personal, nu știu ce voi face, dar e frumos să fii sus, să fii în vârf, așa că tind să fac ceva, nu știu ce-mi fere viața. Primarul Marius Stan a declarat că Sergiu Costin este unul din sportivii de excepție cu care Galațiul se mândrește. Am aflat ieri și noi de faptul că Sergiu Costin a hotărât să se reîntoarcă pe plaiurile natale, să părăsească Galațiul. Și am zis că e normal, firesc, civilizat și obligatoriu pentru noi să marcăm evenimentul ăsta în prezența dumneavoastră și evident prin dumneavoastră pentru toți cei care au susținut de-a lungul timpului și susțin și trăiesc mai departe pentru această echipă care se cheamă Oțelul Galați. Sergiu Costin, în vârstă de 35 de ani, și-a anunțat retragerea în urmă cu aproape o săptămână, într-o perioadă în care și alți jucători, cum este Gabi Giurgiu, au dat de veste că vor să plece de la echipă. Asta în contextul în care oțelul este în insolvență, iar patronul Dan Adamescu este în vizorul procurorilor pentru două infracțiuni de dare de mită în cazul judecătorilor bucureșteni, care ar fi luat bani în schimbul unor decizii favorabile în dosare de insolvență.